Tasty Planet Back for Seconds revine pe canal. Ne-am jucat data trecută Tasty Planet Forever, de această dată Four Seconds. Arată puțin mai diferit, dar o să vă placă. Hai să dăm și noi play și practic de aici începe jocul. Adică vedem povestea cum au creat ei această scamă, o vedeți în dreapta, după care a reușit să scape, adică s-a spart, nu știu, eprubeta aia în care era ea poziționată. Și fii atent, de această dată nu mai mă pot duce eu mai repede pe space, nu cred că mai am niciun buton. Doar mergem normal, da? Avem broaște și o să fie altfel jocul, adică este, nu mai avem capitole cu diferite animale, pur și simplu va evolua această scamă, cred că despre ea este vorba în joc, pentru că mi se pare că da, scama în jocul anterior este la ultimul nivel, după ce completez cu mai multe animăluțe și așa mai departe. Bun, 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 în stânga sus nu prea vedeți, dar avem 4,7 cm, așa, și deja suntem mai mari cei. Adică ne-am atins potențialul și o să avansăm în fiecare nivel mai departe și devenim mai mari, da? The arrow points to the nearby target, vedeți? Adică practic de aici continuă nivelul, doar că nu mai este un singur nivel pentru tot, cum aveam în jocul anterior. Poate ultimul nivel să fie o recapitulare cu tot ce ai făcut, habar nu am. Jocul are câteva ore ca idee, dar noi o să ne jucăm, o să ne distrăm, o să devenim din ce în ce mai mari. Pentru că harta continuă și o să vedem cum se compară acest joc, da, față de anterior. Mă rog, bine, jocul pe care l-am jucat data trecută era practic următorul joc după ăsta, dar nu mereu următorul joc e mai bun. Adică în anumite cazuri jocul anterior poate fi mai bun, da, de exemplu Subnautica, nu știu câți dintre voi îl știți, mi-a plăcut mai mult Subnautica, jocul normal, decât al doilea Subnautica, al doilea joc. E un joc unde intri sub apă, în fine, în fine. Deci am mâncat broscaia Șobolanis, abar n-am ce se întâmplă, e prubeta asta. Deci noi suntem într-un laborator, știi, dar nu înțeleg de ce se plimbă șobolanii pe masă și broaștele. Asta chiar nu pricep. Sunt curios să vedem la următorul nivel unde ne situăm. Și noi, după cum bine observați, creștem din ce în ce mai mari, mâncăm obiecte din ce în ce mai diferite. Ne ducem jos aici, Șobolanis, da? Perfect, perfect. Continuăm și acum, ia vezi, be careful around larger entities. Opa, trebuie să am grijă pe lângă pisică. Acum eu am crescut și mai mare, vezi că foaia era gigantică adineauri. Acum nu mai e așa mare foaia, pentru că suntem noi mai mari. Știi ce zic? Și totul o să devină, gen obiectele devin din ce în ce mai mici. Vezi și șobolanul e mai mic. Șobolan, aha. Mamă, dar uite, fii atent. Șobolanii, what? Și ai pisica. Nu-i mănâncă? Mă, ce mănâncă scama pisica? Ar trebui să se sperie de noi. Bun. Deci, momentan, consumăm doar șobolanii aceștia. Nici măcar nu-i mâncăm. Cred că îi absorbe direct scama. O să absorbim și pisica după aia. Imediat, imediat. Vreau să știu dacă v-a fost dor de această joacă. Și dacă mai știți voi jocuri mișto, abar n-am, să mai jucăm pe canal. Îmi spuneți în comentarii ce ați mai vrea să vedeți. Am văzut că v-a mai plăcut unora și jocul acela cu Henry. Am văzut că v-a plăcut Shield Wall cu armata. Deci vedem ce jocuri mai vreți. Bine, asta pe lângă Roblox. Roblox-ul este la ordinea zilei. Wow, pisica a dispărut, gata. Jap. Pisica ne dă cel mai mult, ca idee. Hârtiile astea. Țineți minte că era mai mare ca noi hârtia. Unde e, mă, pisica nebună? Pisica. Gata. Perfect, perfect. Și avem mai departe. Deci vezi că la început aici e cu niște savanți și după aia e cu hipopotam. Habar n-am, o să devenim uriași. The Time Machine. Cred că e pe timp sau ce, nu-mi dau seama. Aba nu e. Mamă, full de M&M, ce e aici? E probeta. Cred că ăsta e un nivel bonus, că suntem iar mici. Cred, nu sunt sigur. Cred că e ceva filler așa. Sau e o recapitulare, mă. Sau? Voi faceți la școală recapitulare? Gen? Sau nu prea faceți? Cred că așa vrea și asta să fie. Stai să vedem ea. Că era broasca aia aici. Da, mă, da, e re... Oh, savantul, fii atent cum ne analizează ce facem. Deci suntem sub supraveghere. Oh, că aproape îl mâncăm pe șobolanis. Ia vezi-l. Ia vezi-l, frumos. Foaia, toate astea. Sunt destul de mari. Nici eu nu văd de... că mi-arată frame-urile. 49 de centimetri, hopa.
Mamă, am ieșit din laborator, deci nu e recapitulare. A fost o mică recapitulare și după aia continuăm. Da, cam așa. Bun, bun, astea sunt jocuri foarte vechi, dar sunt și pe telefon, parcă. Astea cu Tasty Planet. Jab, 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 luăm foile. Luăm tot ce se poate lua. Ok, masa nu putem. Dar aparatele astea, osciloscop, nu știu ce. Abar n-am. Yummy. Am evitat să mâncăm pisica aia, vezi. Ei, mamă, dar e mare ăsta. Prinde un metru, cât prinde? O să putem să consumăm oamenii. Iap și bolanis. Dar nu mai văd nimic interesant pe aici. Super, super. Hârtie. Atâta? Ba nu, mamă, ce ăsta? Boom, hopa, avem un metru. Și noi am crescut destul de mare, explodăm. Și zice ăsta, bă, unde s-a dus? Am consumat aparatul ăla de adineauri și ne-am dus înapoi în timp. Și gen, acum ne facem mici. Cred că aici s-a încheiat un capitol. Ah, ok, și începe următorul capitol. Dar am văzut că harta asta are câteva minute, deci cred că, văd că e pe timp. Cred că o să creștem destul de măricei. Ia atent cu insecte. Bă, chiar șmecher jocul, adică pe bune. E un joc foarte mișto. La bază. E ceva așa cu care te relaxezi. Vezi că e tare, vezi că e tare. Dar nu știu dacă și ăsta e pe telefon. Să-mi spuneți în comentarii. Chiar sunt curios. Adică Tasty Planet Forever, ăla e pe telefon sau e și ăsta? Habar n-am, habar n-am. Opa. Ce-am mâncat? Afid. Nu știu ce e aia, poate știți voi. Eu nu mă pricep. Ce mă asta? Termită. Mamă, termită de lemn. Știu că sunt mai multe termite. Ia uite, le mănâncă frunze. Am o melcu. Wow, avem de crescut astăzi. Fii atent. Ăștia trebuie să-i mâncăm noi, jab, 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 jab. Și după aia frunza. Mamă, și eu credeam că furnica e mică, dar fii atent cât de mare. Gata, gata, gata. Curând melci. Oh my god. Larvă, ce e aia? A, pietre, ok. Gata, fii atent cu furnica. Da, deci nivelul ăsta e mai mare. E mai avansat nivelul. Trebuie să ne uităm doar la furnici, că ăstea ne dau cel mai mult. Cred că ne dau cât, vreo 4-5 de alea mici. Ce asta? A, frunză. Melci. Și fii atent cât de mari erau melci adineauri. Vă invit să vă abonați dacă încă vă mai uitați la canal, la episod de fapt. Să apăsați butonul de abonare, de subscribe, să strângeți și noi cât mai mulți abonați acolo. Și poate activați și clopoțelul ca să primiți notificări când uploadez videoclipuri. Ok, dar deja sincer să fiu cu voi, cred că v-ați cam prins că pun în fiecare zi la ora 9 și 11. Nu știu câți dintre voi știți asta, dar sunt două videoclipuri pe zi mereu, zi de zi. Cred că după o perioadă începe să prindeți și voi programul. Adică merge și clopoțelul, că poate uneori uiți. Ok, ok. Bun, deci mâncăm o larvă. Mamă, furnicar, ce e ăla? Sunt o groază de chestii, trebuie să vedem în nivelul următor. Ciuperci, ce... Pietre. A, nu sunt ouă astea, what? Ok. Deci nu mai înțeleg nimic ce trebuie să mănânc de aici. Ce trebuie să mănânc care e mare? Da, nu văd. Mănânc de astea mici. Ia. Ok. Larva. Mamă, testoasa. A, ouăle, mă, trebuie să mănânc astea. Ok. Fluturele. Ăsta galben, ăla roșu. Da, vezi că ne dă mult fluturele. Dar de ce stă jos? What? Am mâncat ăla. Ce era? Deci nu știu cum se numea. Grasshopper, ăsta e greiere. Chimo, habar n-am cum se pronunță furnicarul ăla. Bine, bine, bine. Mai departe. Fii atent, deci aici am crescut mai mari. Și nu mai suntem cu insectele. Suntem deja cu dinozauri, căci că e... Ne-am dus în timp, știi bă, dar nu văd ce pot să mănânc. Știe cineva? A, oasele. Wow. Os de dinozaur, ați mai văzut? Dinozauri, bă, cum existau ei în trecut. Vezi că e nebunie. Mmm, cum face? Yummy. Trebuie să începem să mâncăm oasele astea mari. Și după aia o să fie ușor pentru noi. Mega ușor, ia uite cât au osul. De aici nu pot să mănânc nimic? Ba, 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 uite astea. Opa. Oscioarele. Frumos, frumos. Stai sus, jos, nici eu nu mai știu unde să mă duc.
Poloana, ce-a mâncat, mă? Opa. Deci am ajuns la un sfert. Gata. Wow, dinozaurii vor fi transferați la noi în burtă. Dacă are sens. Nu știu dacă are burtă scama asta. Sau ce vrea să fie? Eu i-am zis că e scamă, dar ce pare? Spuneți-mi voi. Habar n-am. Wow, cât de mare este, e T-Rex, cred. Bow, nu ne zice ce dinozaur e. Doar că e dinozaur. Opa, uite, unul aici. Unul aici. Ăsta așa. Stai că am găsit altul. Aproape suntem giganți. Chiatra. Aici nu avem voie. Jap. Opa. Vezi că e bine, vezi că e bine. Mamă, tot corpul. Opa, opa. Mai jos pe aici. Jap, jap, jap. Ia uite-l, ia uite-l. 81 de centimetri, nu văd cât a, aproape un metru. Mai am, bă, ce să mănânc? Nu mai avem ce să mâncăm. What? Nu, trebuie să mai fie pe undeva. Trebuia să spun o minimapă ceva. Să vezi încotro, trebuie să te duci. E la limită. Gata. Mamă, mâncam și tu fișola mare după aia. Deci aici n-avem, vezi, ne-am mișcat prea greu. N-avem bănuți. Mamă, fii atent că asta e recapitularea. Sunteți pregătiți? Pregătiți-vă pentru recapitulare. Că o să avansăm mult, practic. Mult, mult, mult. Ținta de azi e 2000 de like-uri. Credeți că le facem? Wow, 2000 de like-uri e puțin cam greu. Adică trebuie să participăm toți. Dami, auzi cum face. Deci am luat ouăle, ciuperci, nu știu ce sunt astea. Jap, 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 fluturele. Nu merge, nu merge. Testoasa nu... Ba, 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 merge, merge. Doar fluturile galben. Ok. Ăsta roșu. Pana încă nu putem. Îmi place că nu pleacă nicăieri fluturele. Fii atent că acum, asta e o chestie nouă la noi. Că avem o tranziție. Noi n-am avut tranziția asta. Deci, mamă, cine mă urmărește, mă, dinozaur? Oh my god. Uite câte chestii sunt după noi. Florile, testoasa, șobolanis. Ia uite-i, bă, sunt în viață. Mă, ce? Ok, ok, ok. Trebuie să ne facem mai mari gen. Dinozaurul. Deci, practic, noi am făcut primul nivel, al treilea și ăsta e al doilea, știi? Și ne-a băgat mai târziu ca să ne facă tranziția între ele. Nu știu dacă are sens, dacă înțelegeți voi, cum gândește developerul jocul. Ok. Dar nu înțeleg ce trebuie să mănânc de aici. Deci, pietrele astea, testoasele, trebuie să-i mănânc pe ăștia care mă urmăresc, dar nu... A, gata. Eu vă urmăresc acum. Ha-ha. Lol. Ia. Opa. Mamă, cum face? Mamă, dinozaur mare. Uite-l. Ia. Mamă, ăsta ar trebui să ne ajute să creștem mult. Ăla încă nu pot. Testoasa e cam degeaba. Că ne trebuie de ăștia mari, uite-i. Bun. Uite, vezi? Și acum noi începusem direct de aici doar cu oasele. Dar acum ne face tranziția. E interesant că nu se repetă chiar total jocul. Adică te duce în față foarte mult și apoi te mai întoarce în spate și se arată și mijlocul. Nu știu dacă are sens, știi, la conținut. Acum ne arată mijlocul, practic. Că vedem și dinozauri în viață și oasele. Noi văzusem doar oasele. Mă rog. Înțelegeți voi că sunteți inteligenți. Ok, ok, aproape gata situația aici. Asta ok. Bun, 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 bun. Jeb, jeb, oh, oh! Ok. E aproape gata, aproape gata. Mâncăm pe ăștia mari și pe tine, piatra și pătălică. Mamă, sunt mai mari dinozaurii. A, nu ți-a din viață, asta e tare. Pe celălalt joc chiar te taxa. Mai departe, ia să vedem. Oh, pe plajă. Fii atent pe plăjiță. Ce se întâmplă? A, ne ducem pe ăstea, wow. Mamă, nici nu mai țin minte nivelul ăsta. Am jucat jocul de acum mulți ani. Ia uite-l. Opa. Iam, iam. Trecem în partea cealaltă. Mâncăm pietrele. Ce mă ăsta? Ăsta o fi furnicar sau? Habar n-am. Pietriș. Iam, iam. Asta trebuie să ziceți în comentarii. Că e delicios.
Și voi mai și mâncați pe videoclip, cred. Îmi spui în comentarii ce mănânci. Varză, ce mănânci? Supică, zic, cartofiori. Dar deja suntem cât de cât avansați pe video, deși că ai terminat de mâncat. Sau? Încă mai mănânci? Ah, ia să vedem ce mai găsim pe aici. Bețele astea. Da, momentan trebuie să mai... Ah, gata. Bun, bun, bățunea dacă lumea. Bun. Nu știu dacă te-ai prins, dar în jocul ăsta trebuie să vânezi itemul cel mai mare, care îți dă cel mai mult. O să urmeze testoasa. Dar momentan nu mai avem. Aba, da, uite, bățu. Și vine testoasa, care iese din apă și se mișcă și greu. Nu știu dacă ați văzut că unele testoase de genul ăsta aleargă foarte repede și noi suntem învățați că ele merg încet, rău de tot, dar de unde? O fuge testoasa aia imediat. Dar nu știu care-i faza sau ce fel de testoasă fuge așa. Ok, iar oasele astea... Deci era plaja de lângă. Că noi oasele le-am mai văzut. Mamă, full pe bețe suntem astăzi. Băț, băț, băț. Jap, jap, jap. Oasele, bețele. Oh, tufișu. Vezi că sunt multe tufișuri de-astea. Perfect! Wow, mâncăm orice! Mamă, ăsta a fost satisfăcător maxim. După aia sunt copacii. Yum, yum! Yummy, yummy! Perfect aici, perfect. Oh! A început, gata. Super, superb! Aha! Ok, 6 metri avem. Deci mâncăm și crocodilul, mâncăm orice. Practic. Ia uite-l, ia uite-l. Croco. Gata, 10 metri. De neoprit. Fii atent. 10,8 metri. 11 metri. Bine, am luat și bănuți. Asta e cu... Ce? Trebuie să mănânc niște ouă? A, trebuie să cresc eu mai mare ca să mănânc ouăle, lol. What? Nu știam de ce mâncam doar flori. M-a trolat maxim aici. Trebuie să mâncăm toate ouăle și ăștia le protejează. Aha, aha, și mă fac mai mare după aia. Și mănânc tot. Din încoace. Gata. Uite, m-am făcut mai mare sau... S-a dat zoom out, dar... Da. Piatra nu putem. Perfect. Cuibu, fii atent cum își apără toți. Ăștia-i mâncăm să... N-avem bara aia, dar noi încă mai creștem. Probabil la un punctaj anume. Jab, jab, jab. Wow, wow, wow. Ia uite-l. Și aici la fel. Hai că a fost ușor ăsta. Dar mi-a luat mie mult până să mă prind. Că nu știam ce trebuie să fac. Aha. Hai că nu vine nimeni după noi aici. Bă, interesant asta cu dinozaurii. Ce părere aveți? Vă plac animale, dinozaurii? Uite cât de mare e dinozaurul ăsta. Mamă. În viața reală cred că pare gigant. E rău de tot. E cât o macara de aia mare, sau? Bun, luăm tot ce prindem de aici. E mișto că e mai ușor jocul. Și doar te duci și colectezi, nu mai ai stres. Că nu-ți iei damage. A, dar ăsta e ierbivor, nu mănâncă zi carne. Parcă da, parcă da. Deși ăla, uite, a mâncat carne, dar ăștia înalții. Cred că doar frunze. Iarbă sau ce mănâncă ei. Bun, bun, bun. Opa, îi mâncăm pe aia mari. Dar nu văd pe care a ăsta. Așa. L-am prins, da. L-am prins și pe tine. Perfect. Ăsta vreau să-l mănânc, dar nu-l prind. Nu pot, pardon. Ok, îl văd pe unul, dar e în colț. N-am cum să ajung la el. Așa. Bam, bam, bam. Aici în stânga văd că se plimbă mulți. Vezi? A evoluat mult mai greu, aia e problema. Gata, mă, l-am prins. Și de aici începem show-ul. Că putem să mâncăm mult mai mulți de ăștia mari. Ăsta albastru mai rămâne. Ăștia ierbivorii.
imediat ajungem la ei. Ia uite, au toți dinozaurii luăm. 5 metri avem. Perfect, perfect. Ok, ok. Yum, yum. Ăsta e mesajul de azi. Fii atent în stânga, jos aici, dreapta, pardon. Boom! Tot! Deci n-a scăpat nimic. 11 metri. Cred că suntem cei mai mari din episod de până acum. 11 metri, cred că ajungem cât un bloc. Mamă, uite lava. N-avem voie să călcăm acolo. Topește instant. Nu știu ce temperatură are lava. Dar cred că foarte mare. Trebuie să putem să mâncăm ăștia, dar momentan e cam labirint aici. Copaci sunt ăștia așa mari. Peste 20 de metri copacul. Deci e copac cât un bloc. What? Pe bune. Așa uriaș. 50 de metri. Mamă. Nu înțelegeți cât de mare e scama asta. Wow. Ok, ok. Cred că mai avem un nivel sau două și o să ajungem la Egipt. După aia cu Coloseum. După aia cu extraterestri. În Asia cu Buddha. Hai că o să fie interesant joculețul. Dacă v-a plăcut, nu uitați de asemenea de like și subscribe. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Ne vedem data viitoare. Pa!